Începem jurnalul cu declarațiile exclusive ale lui Cristian Țânțăreanu despre scandalul în care a fost implicat fiul său, Mădălina Bălan, știe ce a avut de spus milionarul despre episodul cu poliția. Mădălina, bun găsit! Bun găsit tuturor! Băiatului Cristian Dragoș draguș Tenseranu, ar fi fost implicat într-un scandal sâmbătă în Corbeanca, chiar acolo unde acesta deține un restaurant. Chiar vis-a-vis -vis de restaurantul respectiv, ar exista o parcare unde era situată o mașină ce avea un anunț de vânzare. Acea mașină imediat și-a făcut apariția a două persoane, doi bărbați care au început să se uite cu atenție la mașina respectivă și la anunțul de vânzare, chiar la un moment dat ar fi aprins lanterna telefonului pentru a vedea mai cu precizie mașina. Moment în care și-ar fi făcut apariția Dragoș și Țânțăreanu și ar fi început să aibă o atitudine total nepotrivită cu cei doi și anume ar fi existat și anumite agresiuni verbale și chiar fizice. A fost chemată poliția de la Buftea și acestuia i s-a dat o amendă de 200 de lei pentru tulburarea liniștii publice. Desigur, contactat de către spainews.ro, Cristian Țânțăranu a spus că autoritățile își fac treaba, că nu știe prea multe despre acest incident, ci că doar a auzit despre el și că este viața lui. Nu se implică că doar are 50 de ani și nu știe oricum prea multe, nu are ce să comenteze, chiar dacă este vorba de fiul lui, dar are 50 de ani și îl lasă să-și trăiască viața așa cum consideră.